Cel puțin 7 persoane au fost rănite într-un incendiu masiv care a izbucnit la o clădire rezidențială din Al Nahda, în Emiratele Arabe Unite. Alte 5 persoane au fost transportate la spital după ce s-au plâns că se sufocă. Incendiul ar fi izbucnit lângă un restaurant la etajul al 10-lea al clădirii cu 47 de etaje. Pompierii au reușit în cele din urmă să localizeze incendiul și să-l stingă. Toată lumea din clădire și din împrejurime a fost evacuată. Nimeni nu a murit sau suferit răni grave. Poliția nu știe încă de la ce ar fi pornit incendiul. Imaginile cu turnul în flăcări amintesc de incendiul din Grenfell Tower în 2017, când focul a cuprins blocul înalt de apartamente din centrul Londrei, ucigând cel puțin 6 persoane și rănind alte 74.